Domnule Iuliu Hada, eu vă cunosc de atâta timp, atât pe dumneavoastră, cât trebuie să mărturisesc deschis, am și mulți prieteni în organizația PNSCD, mulți prieteni tineri și mă bucur pentru că oameni de calitate, oameni intelectuali fac parte din această organizație și chiar uneori vă spun cu sinceritate, mă mândresc că astfel de cetățeni, să nu le spun altfel, intelectuali, într-un fel sau altul au făcut ca, cel puțin aici, la nivelul municipiului Alba Iulia și la nivelul județului Alba, să prospere această organizație a PNZCD. Eu vă spun sincer, pe dumneavoastră și pe acești prieteni ai mei, nu știu ce se va întâmpla în continuare. Poate să meargă oriunde, la orice partid, am mai spus-o de atâtea ori și chiar nu mă interesează. Pentru mine, prietenia nu se reflecte sau nu trece prin membru de partid, prin această noțiune. Pe dumneavoastră, Iuliu Hada, din câte vă cunosc eu, niciodată nu o să vă schimbe nimeni. Sufletul dumneavoastră, sunt sigur, va rămâne orice s-ar întâmpla, indiferent cine vine la conducere, că e cu capul mare, că e cu capul mic, va rămâne suflet de PNCCdist. Aveți această moștenire, atât dumneavoastră cât și restul oamenilor pe care eu îi cunosc foarte bine. Ce credeți că se va întâmpla în continuare? Pentru că, bănuiesc eu, vor fi și acoliți din aceștia care poate n-au nimic de a face cu PNCCD-ul și dintr-o dată se vor trezi, se vor da sau vor veni cu carnet de partid, carnet de partid PNCCD, pe când dumneavoastră poate o să fiți demis. Deci o să fie mai PNCCD-ist unul care habar n-are ce înseamnă PNCCD-ul față cu, sau comparativ cu unul ca dumneavoastră care din tată în fiu simte, trăiește ca un PNCCD-ist adevărat. Deci există două variante. Dacă PNCCD-ul va ajunge să fie condus de o personalitate cum este Victor Ciorbea, aceste lucruri care dumneavoastră le-ați enumerat aici nu se vor întâmpla. Dacă PNCCD-ul rămâne în continuare la mâna actualului președinte, sunt convins că nu va mai exista. Pentru că, așa cum dumneavoastră știți, se preconizează cu tam-tam pentru a atrage atenția într-un fel disperat electoratului că se va face o mare alianță de centru-dreapta ca și contrapondere până la urmă aceste alianțe care la ora actuală se află mult mai sus în sondaje decât actuala putere, mă refer la USL, formată din mai multe partide, printre care este prins și PNC-ul în această nouă construcție politică pe care ei o visează să o realizeze, și bineînțeles că identitatea PNC-ului va dispărea și va dispărea odată cu ea și acest partid, care, după cum cred că știți și cred că am mai spus-o vreodată în emisiune, este cel mai vechi partid din Europa continentală. Corect. Așa este. Numai că, din punctul meu de vedere, eu cred că românii nu vor mai putea fi păcăliți în toamnă. Dacă informațiile noastre sunt corecte și dacă se vor petrece astfel, domnule doctor Călin Potor, am înțeles că vor intra cel puțin, sau se preconizează ca în această construcție la care făcea referire domnul Iuliu Hada, să fie și Gigi Becali cu ai lui votanți, să fie inclusiv Vadim Tudor, exact, premierul Ungureanu. Păi cum pot să consider un partid de dreapta? Cine se aseamănă se adună și în acest punct de vedere există o incompatibilitate majoră între ce înseamnă Alba, PNCC de Alba și adunătura pe care vor să o facă pe malurile Dâmboviței. Sunt chestiuni care nu merg. Până suma unor indivizi care nu sunt legați de o ștampilă, sunt legați de un crez comun, de dorințe comune, de speranțe comune. Văd în același mod calea pe care o țară trebuie să o ia ca să meargă bine. Colectivitățile să fie mulțumite. Nu cred că spiritul PNC-ului este acela de a sta cu Becali la masă, de a sta cu Udrea la masă, păi de exact, a sta cu Băsescu tocmai la masă. Asta este. Sunt chestiuni care, într-adevăr, sunt incompatibile. Și dacă o să-i adune într-un fel sau altul? Cu siguranță va aduna o siglă, va aduna un însemn de partid, nu da. Va aduna oameni. Și se vede. Și eu sper că... Și se vede. Cred că nu problema, vot, într-adevăr, nu vot, pentru că ar fi, nu ar fi o văduvire împiți la politicii românești ca PNC-ul adevărat. Chiar dacă a fost mai puțin numeros, dar a rămas consecvent ideilor lui,
a rămas cu câțiva lideri de marcă, cu oameni de administrație care au putut dovedi și dovedesc în continuare că sunt oameni foarte serioși și spun aici de ciuhanduri pe care și eu personal îl respect într-un mod deosebit, sunt lucruri pe care ne-ar văduvi pe toți. Ne-ar văduvi și pe noi, ca părinți, să știm că o să avem copii într-o lume, într-o țară, într-un județ în care PNT-ul nu există. Și PNT-ul acela pe care eu îl știu, pe care Lulu Hada îl știe, pe care radioascultătorii îl știu. Din păcate, diversiunea făcută de Băsescu și de oamenii lui este legată de neputința PD-ului de a mai ajunge la guvernare și la guvernare locală. Eu mai cunosc doctorul Radu Vieru. Domnia sa, cred că încă nu știe, nici nu știu, probabil nu știe încotro să se îndrepte sau poate nu are încă o poziție, este puțin debusolat în evenimentele acestea. Din ce ați discutat dumneavoastră cu el, ce ne puteți spune? Este unul dintre oamenii care și-a afirmat dorința de a candida la primăria municipiului Alba Iulia, ori acum după aceste mișcări pe scena politică, așa cum menționați dumneavoastră, PNSCD-ul nu are decât de pierdut. Este un om valoros și mie, vă spun sincer, mi-ar părea foarte rău ca doctorul Radu Vieru să renunțe la calitatea lui de membru de partid. Doctorul Radu Vieru este un om de mare caracter. El probabil, adică nu probabil, sigur va face ceea ce va hotărâ întreaga echipă care a lucrat împreună cu domnia sa pentru a-l propulsa în competiția electorală pentru funcția de primar în Alba Iulia. Nu am vorbit cu el, nu am apucat să vorbesc astăzi cu el. El a fost cel care pe care l-a anunțat Pavelescu, adică nu că n-am vorbit, am vorbit, dar foarte puțin, prin telefon. El a fost cel pe care și căruia i-a propus să devină președinte interimar în locul meu. Așa. Bineînțeles că Radu Vieru pe loc a refuzat încă o dovadă de caracter, propune. Pentru că în condițiile actuale, vă spun, domnule Iuda, și știți mai bine decât mine, cred că ar fi fost poate 10 oameni, dacă nu de caracterul lui Radu, care ar fi zis, da, domnule, de acord să devin președinte. Și... uite, dânsul a fost și a demonstrat încă o dată calitățile umane. Este un om de mare caracter, cum de altfel este și toată echipa care l-a înconjurat și înconjoară organizația Alba. Dau aici exemple, domnul Trifu. Mircea Trifu, proprietarul de la Alba Iuliană. Proprietarul de la Alba Iuliană. Revistia Alba Iuliană. Este un om care s-a zbătut foarte mult pentru a face din candidatura domnului Vieru ceva palpabil într-un PNC în care procentele devin pe zi ce trece tot mai mici, datorită acestor indivizi care conduc sau care se autointitulează sau sunt puși să distrugă din interior.